Bună ziua, dragii mei elevi! Astăzi vom continua să cunoaștem necunoscutul epocii medievale. Subiectul lecției este cultura în Europa Occidentală și Bizanț. Astăzi va fi important să cunoaștem acest subiect deoarece valorile create de popoarele europene și din Bizanț, anume aici, au fost. În cadrul lecției vom forma 5 competențe. Vom redacta enunțuri utilizând termenii istorici, vom utiliza corect terminologia cronologică pentru localizarea în spațiu istoric-geografic al evenimentelor, vom extrage informații esențiale din diferite surse pentru a descrie aceste evenimente, vom formula concluzii cu privire la schimbările produse și vom promova patrimoniul cultural prin modelarea și prezentarea obiectelor specifice epocii medievale, secolul 9-14. Ce este cultura? Cultura este totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire pe parcursul istoriei și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori. Cultura reprezintă combinația dintre cunoștințele omului, convingerile și normele sociale pe care le adoptăm și le transmitem fiecare dintre noi, ulterior viitoarelor generații. Cultura medievală timpurie are anumite caracteristici. În această perioadă istorică are loc declinul culturii antice. Se răspândesc elementele culturale ale popoarelor germanice. Ia naștere cultura medievală timpurie, instaurația supremației spirituale ale clerului. Creatorii și purtătorii culturii provineau numai de rândul clericilor. Centrele de cultură reprezentau numai reședințele episcopale. Cultura creștină apuseană cunoaște o perioadă de renaștere carolingiană din secolul 8-9 și se fondează pentru prima dată Academia de la Aachen de către Carol cel Mare. Învățământul este o valoare creată din această perioadă și transmisă nouă celor din generația de astăzi. Obiectivele sale culturale erau îndreptate către înființarea de școli parohiale, episcopale și monastice. Aici, în aceste școli, se învățau cele 7 arte libere: gramatica, retorica, arta de a vorbi frumos, dialectica, arta de a asculta, aritmetica, geometria, astronomia și muzica. Elevii învățau și puțină matematică și astronomie, ca să poată calcula corect datele sărbătorilor religioase, mai ales data în care cădea Paștele în fiecare an. Elevii învățau în școli cenușii și reci, iar activitatea fizică era exclusă. De asemenea, nu exista, ca în zilele noastre, o împărțire a elevilor pe clase. Un elev de 6 ani putea sta în bancă cu unul de 16 ani. Aici, disciplina era strictă și era răspândită zicala. El a crescut sub varga învățătorului. Un alt domeniu cultural este literatura. Baza literaturii din această perioadă o are creația orală. Pe lângă mănăstiri erau ateliere speciale scriptorii. Aici călugării copiau cărți bisericești și lucrări ale autorilor antici. Se compuneau povestiri despre viețile sfinților, istoria țărilor. Așa povestiri avem create de preotul Beda Venerabilul, istoria Angliei, din Gregore din Tur, istoria francelor. O mare valoare ne prezintă astăzi manuscrisele medievale. Bibliotecile bisericești au avut un rol important în multiplicarea cărților religioase, întrucât tiparul încă nu era. Manuscrisele erau executate din pergament, ce este un material obținut din piei de animale, și este important să cunoașteți că era pregătită o Biblie din 300 de piei de vițel prelucrate. Ele
mai erau împodobite cu diverse elemente decorative și imagini. Cărțile erau puține, de aceea ele aveau un preț foarte mare. Arta medievală timpurie se manifestă prin miniaturi, arta decorativă din aceste miniaturi. Se mai reflectă și prin arhitectura. Cea mai veche arhitectură din această perioadă este mauzoleul din Teodoric din Ravenna, ridicat în anul 520 după Hristos, care are drept acoperiș un monolit în greutate de 2300 kg și un diametru de 10 metri. Cultura bizantină este o cultură aparte în istoria medievală. Școala în Imperiul Bizantin a urmat tiparul clasic antic. Debutul educației în școala elementară se realiza la vârsta de 6 ani. La 10 ani, elevul era preluat de gramatic, iar de la vârsta de 14-15 ani, acesta era inițiat în arta retoricii. De-a lungul secolilor, școala în Imperiul Bizantin a rămas inițiativa privată a împăratului, dar care în ea au intervenit. Ei au încercat să pună educația din școli în slujba instruirii unor categorii de funcționari ce erau necesari administrației. Bizantinii au dezvoltat cunoștințele antichității ca medicina, agricultura, navigația, geografia, istoria și a pus bazele teologiei și creștinismului ortodox. Arhitectura bizantină ne este reprezentată foarte bine prin creația marelor împărați Justinian și Teodora. La 27 decembrie 537, împăratul Justinian și soția sa Teodora inaugurează la Constantinopol Biserica Sfânta Sofia. Orașul cunoștea atunci apogeul său, având circa 1 milion de locuitori. Principala inovație constă în o cupolă centrală situată la înălțimea de 55 de metri. Planul este aproape pătrat. În interior se înscrie într-o cruce greacă. Biserica ridicată între anii 532-537 de către Anthemius din Tralles și Isidor din Milet măsura 77 metri lungime și 71-70 metri lățime. După 1453, când turcii au cucerit Constantinopolul, biserica a fost transformată în moschee. Astăzi este muzeu. Sfânta Sofie din interior. Cupola dată reflectează razele și dă o priveliște foarte, foarte atrăgătoare și minunată. Pictura bizantină continuă tradiția pictorilor greci și romani. Mozaicul ce reprezintă o parte a picturii bizantine. Deci o avem cel mai bine reflectată în mauzoleul Galei Placidia din Ravenna, din secolul V, ce mai păstrează viziunea romano-elenistică în care predomină motivele florale și zoomorfe. Operele de artă sunt și icoanele bizantine. Cele mai vechi icoane datează din secolul VI. Arta decorativă este alcătuită din obiecte din aur, argint, ceramică smălțuită, vase ornate cu pietre scumpe, broderii cu fir de aur și perle. Lemnul prețios sculptat împodobește bisericile, palatul imperial și casele marilor demnitari. Arta decorativă este prezentată prin pocalele care erau ornamentate cu pietre scumpe ce erau în fața împăraților, prin cartea, Biblia, care avea primele cărți Biblie, aveau foarte, foarte multe pietre decorate și era de o frumusețe nemai văzută. În final, concluzionăm că
Baza culturii medievale timpurii se află în tradițiile Imperiului Roman de Asfințit, care reprezintă baza romană. În rezultatul interacțiunii elementelor barbare și romane, a apărut dialogul cultural, ce a fost un impuls pentru dezvoltarea culturii medievale occidentale. Arta bizantină a avut o importanță deosebită și categorică în formarea sistemului de pictură și arhitectură bisericească, iar programul iconografic din perioada respectivă este aproape identic cu cel de astăzi. În final, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă lecție de explorare a trecutului.